Eu, criptohead suntem în fața celui mai mare eveniment din istoria Ethereum și probabil că unul în cele mai mari din întreaga istorie a acestei industrii frumoase cripto. Probabil te întrebi de ce toată lumea vorbește despre acest „de Merge. Atât de mult se vorbește și probabil te întrebi și ce o să se schimbe mai exact. Așa că prin acest clip sper să te ajut să înțelegi mai bine toată această situație. Hai să-i dăm drumul! De unde a venit această idee? Păi poate spre surprinderea unora dintre voi, ideea de un lanț Ethereum ce funcționează pe bază de Proof of Stake este aproximativ la fel de veche precum lanțul în sine. Chiar în white paper-ul publicat în 2013 de Vitalik, spunea și citez Note that in the future it is likely that Ethereum will switch to a proof of stake model. Și în acest caz, de ce nu au început direct cu o astfel de soluție? Păi destul de simplu, era mult prea devreme. Bitcoin, tatăl la autostivuitorul, după cum spunea un celebru dătător de viață din România, era la acea vreme singura referință sigură pentru lumea cripto. Rula pe mecanismul Proof of Work deja de câțiva ani și oferea securitatea de care Ethereum avea nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă, să o numim așa. Așa că decizia simplă la acel moment a fost de a folosi PoW până la momentul în care POS devine destul de sigur și se poate și implementa. Asta așa, ca un brief history. Între timp, de-a lungul anilor, de Merge a devenit o memă în lumea asta a cripto. Acest concept de Ethereum 2.0 părea că nu mai vede lumina zilelor niciodată și circulau imagini cu Vitalik la bătrânețe care încă anunță că urmează marea schimbare. A fost speranța de scalare, de viteză și, bineînțeles, de ieftinire a lanțului pentru mulți ani și, totuși, să păstrăm seriozitatea, încă nu suntem aproape de aceste vise umede. Hai să-ți explic și de ce. Tranziția de la 1.0 la 2.0 se face treptat și a început oficial încă de acum aproximativ 2 ani. Momentul în care contractul de staking a fost pus în funcțiune și după ce s-a strâns numărul limită de ETH depozitat, a luat naștere Beacon Chain. Practic, lanțul ce funcționează cu validatori prin PoS. A fost apoi nevoie de o perioadă generoasă de timp pentru a fi testată fuziunea din toate punctele de vedere. Nu ai cum să schimbi în zbor motorul unui avion cu unul pe care nu l-ai testat și răstestat deja în toate felurile posibile. Bine, nu prea ai cum oricum să schimbi motorul unui avion în zbor, dar ai prins tu ideea. Ce se întâmplă acum cu Ethereum creează un precedent nemai întâlnit în industrie. Cea mai mare platformă de aplicații descentralizate își schimbă principiile fundamentale de funcționare și încearcă să o facă fără bătăi de cap pentru utilizatori. Și se pare că și reușește acum suntem în fața marelui The Merge. Dacă ești curios exact când urmează să se întâmple, poți să dai un Google Search cu The Merge. Au pus ei acolo un countdown drăguț. Ce este practic The Merge? Fuziunea dintre lanțul actual și acest Beacon Chain. Mult așteptatul moment în care Ethereum nu va mai folosi o imensă grămadă de computere ce consumă electricitate pentru a asigura securitatea rețelei. Și cam atât am putea să ne referim la acest moment al tranziției ca Ethereum 1.5 poate. upgrade ce ajută la scalabilitate, viteză și costuri reduse mai au puțin de așteptat. Puțin e un termen relativ. Încă nu este nici măcar foarte bine definit cum o să arate Ethereum 2.0 în momentul în care putem să declarăm faptul că este aici. Soluția de sharding nu este îndeajuns pentru ce are nevoie. Așa că, în caz de adopție în masă, Ethereum are nevoie și de soluții DLR2 care se asigure funcționalitatea lină și să ofere împreună cu lanțul o experiență prietenoasă pentru orice tip de utilizator. Toate lucrurile astea sunt deja în lucru, dar clar o să mai și dureze. Ne întoarcem în zilele noastre. Spuneam că în acest moment se face trecerea la Proof of Stake, iar asta trage de la sine unele aspecte destul de importante. În primul rând, consumul de energie al rețelei începând cu ziua de joi o să fie cu 99% mai mic. Practic se elimină acea renumită idee ce ne spune că un lanț de tipul Ethereum distruge planeta și consumă electricitate cât anumite țări. Astfel creează context și pentru inițiative verzi. Și, bineînțeles, devine mai interesant pentru investitori ce iau în calcul astfel de probleme. Dar totuși redeschide o altă cutie a Pandorei, descentralizarea cuvântul preferat al oricărui fan cripto. Plecăm de la ideea că în acest moment, prin Proof of Work, oricine își dorește poate să înceapă să facă mining, să mineze ETH. Asta creează acest concept de descentralizare al rețelei. Doar că, la o simplă căutare pe Google, aflăm că top 4 piscine de mining din cadrul rețelei au minerit în ultimul an aproximativ 80% din blocurile confirmate. Și asta nu este neapărat ieșit din comun. Și în cazul Bitcoin avem o rată de 60% pentru primele 4 și 80% pentru primele 6 piscine. Și asta pentru că jucătorii mari au văzut în mining o afacere profitabilă și au construit locuri imense pe bază de hardware special conceput pentru randament cât mai bun. Astfel, așa cum cunoaștem deja, acel vis al rețelelor împărțite în toată lumea în computerele utilizatorilor de rând s-a năruit, zic eu, de mult. Revenind, după trecerea la Proof of Stake, din ce vedem în acest moment, lucrurile stau cam așa. Lido DAO, protocol descentralizat ce oferă serviciul de staking, are un share de 31%, aproximativ. Apoi, top 3 exchange centralizate au alte 26% și restul de provider cunoscuți, aproximativ 10%. Rămâne categoria de unknown, adică oameni care își asigură singuri serviciile de operare ale nodurilor. Și aici avem restul de procente. Deci, la o privire de ansamblu, diferențele nu sunt foarte mari. Dacă până acum puteai să-ți cumperi un rig pe care să-l pui tu la treabă, la fel o să poți și în continuare să iei niște iți pe care să-l delegi către un provider sau poate să ți-l operezi tu. Visul descentralizării este ceva abstract și greu de definit, dar cel puțin pentru moment nu cred că o să avem schimbări foarte importante sau vreun efect din acest punct de vedere. Acum să vorbim despre probabil cea mai importantă parte, legată de prețul și cantitatea totală de ETH. Pentru mult timp, haterii Ethereum au folosit ca unul dintre principalele argumente faptul că nu există un număr limitat de monede. Cum în cazul Bitcoin vorbim de maximum 21 de milioane de unități, orice s-ar întâmpla, ETH poate ajunge la miliarde, trilioane, quadralioane și indiferent ce mai urmează după. Sigur, nu s-ar fi întâmplat oricum niciodată și cu siguranță șansele au ajuns acum sub nivelul mării dacă privim la ceea ce se întâmplă. Și asta din două motive. Primul este EIP 1559, acel update venit acum un an, prin care cantități de ETH din fiecare tranzacție de pe lanț au început să fie arse, distruse, scoase din existență. De la acel moment au fost arși numai puțin de 2,6 milioane de ETH la o rată de aproximativ 4,3 ETH pe minut. Astfel, cantitatea de ETH ce a intrat în circulație a fost redusă cu aproximativ 40% pentru această perioadă. Asta pentru că până mâine rata de recompensare pentru mineri era de aproape 13.000 de ETH pe zi, dar recompensa din staking pentru validatori este de doar 1.600 pe zi, ceea ce, așa cum probabil intuiești deja, o să supună moneda ETH fenomenului de deflație. Ca o comparație interesantă, în acest grafic putem vedea cum ar fi arătat situația dacă ETH era deja pe Proof of Stake de la începutul arderii. Cu culoarea portocalie este conturat fluxul de IT real, iar cu albastru este simulat scenariul despre care v-am spus. Observăm cum pentru majoritatea timpului, exceptând perioada recentă când, într-adevăr, activitatea de pe lanț a mai scăzut puțin, cantitatea totală de IT ar fi fost în scădere. Și asta, e evident, pe termen mediu și lung, nu poate fi altfel decât bullish. Deci, cam așa stau lucrurile după evenimentul ce urmează să aibă loc, probabil joi dimineața. Înainte de final vreau să punctez faptul că nu toți minerii aleg să mute puterea de procesare pe alt lanț și asta o să creeze inevitabil forcuri. Adică o să vedem o versiune de Ethereum care încă folosește Proof of Work, susținută probabil de câțiva mineri, dar bineînțeles fără susținere adevărată din partea protocoalelor și a dezvoltatorilor. Pentru orice token pe care îl ai în portofel pe rețea în acest moment, vei primi copii respective ale forcului. Părerea mea personală este că o să fie doar un cash grab rapid, dar fiecare își face calcule și își asumă riscurile așa cum dorește. Și cam atât. Sper că te-am ajutat să înțelegi mai bine ce urmează să se întâmple zilele următoare și de ce este acesta un moment istoric pentru toți împătimiții a acestei industrie. Spune-mi într-o comentariu ce părere ai și dacă mai ai și alte nedumeriri. Sau pe Twitter. Mă găsești la Andrei Brătucu. Bye, bye!